Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Legea dării în plată, deși nu a fost încă votată și promulgată, are deja ecouri în piața imobiliară, unde este o adevărată efervescență. În goana pentru a mai prinde un credit, acum se vinde într-o veselie orice casă, veche sau nouă, derăpânată sau arătoasă, mare sau mică, scumpă sau ieftină. Bancherii au anunțat deja că programul Prima Casă va dispărea, întrucât garanția statului de 50% din valoarea creditului ar deveni nulă. De asemenea, condițiile de creditare vor fi mai aspre, astfel încât avansul la împrumuturile pentru locuințe acordate în lei va depăși 30%, iar la creditele în euro poate ajunge chiar și la 50%. Chiar dacă săptămâna trecută am vorbit despre criza medicamentelor, reluăm și astăzi același subiect, deoarece, în ciuda demersurilor făcute de asociațiile pacienților, guvernanții nu au găsit încă nicio soluție. Între timp, medicamentele care îi țin în viață pe bolnavii cronici dispar din farmacii și din spitale, iar aceasta înseamnă condamnare la moarte a sute și chiar mii de oameni. Ei bine, vom intra în direct cu reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, care s-au întâlnit și astăzi la Parlamentul României pentru a discuta cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și cei mai importanți producători de medicamente generice și inovative. În finalul emisiunii vom discuta despre agricultură, mai precis despre salvarea semințelor tradiționale țărănești. Cei care luptă pentru această cauză sunt membrii Asociației Ecoruralis, care multiplică și distribuie gratuit semințe de legume și cereale la peste 3.000 de țărani și grădinari din România, dar și din străinătate. Dar mai întâi vi-l prezint pe colegul meu, Remus Florescu, jurnalist la cotidianul Adevărul. Bună ziua, Remus! Bună bine ziua și bine v-am regăsit! Pentru astăzi vă recomand din Adevărul o analiză foarte interesantă. Nu este propriu-zis o știre, dar are legătură cu multe știri care au apărut în spațiu public în ultima vreme. Și anume, de ce este societatea românească așa de divizată, ne împărțim pe grupuri, suntem lipsiți de solidaritate și s-a întâmplat cu scandalul antenelor, se întâmplă tot timpul când ne împărțim, ba bugetari și privați, ba... Cu situația televiziunii publice, cu situația să zicem, televiziunii, da? Publice și există o explicație, Daniel David, psihologul care a scris Psihologia poporului român, spune că cumva suntem construiți... Să avem o societate a vrajbei și anume sunt patru trăsături psihologice foarte importante și anume pe de o parte colectivismul, în sensul că ne trăim împărțiți în grupuri cu fiecare cu interesele lui, cum spuneam, pacienții cu interesele lor, politicienii cu interesele lor, nu avem cumva o viziune de ansamblu, pe de o parte. Pe de altă parte există... Pe politicienii ar trebui să aibă... Bate norocul că da, de-aia sunt aleși ei, să ne reprezinte interesele noastre. Da, dar sunt o oglinda noastră până la urmă și dânsii. O altă trăsătură foarte importantă este lipsa de încredere. În sensul că nu avem încredere unul în celălalt, doar în grupul nostru, în gașca noastră, exact cum fac politicienii, se împart pe găști, își împart orașele și își împart țara. O altă trăsătură importantă, cinismul social. Nu avem niciun pic de solidaritate. Când spuneai de pacienți, nu am văzut niciodată oameni care să se solidarizeze cu pacienții, să iasă în stradă lângă ei, să-i ajute, pentru că până la urmă toți vom ajunge niște pacienți. Pe toți ne interesează problemele de medicament. Suntem pacienți. Problemele spitale, pe toți ne interesează, dar nu avem solidaritatea asta și suntem foarte cinici. Asta înseamnă în principiu faptul că îi vedem pe ceilalți diferiți de noi și în principiu răi. Și îi vedem cumva undeva să stea acolo, pe noi nu ne interesează ce fac. Și tot cocktailul ăsta de trăsături rezultă, din acesta rezultă societatea românească foarte divizată, care îi lipsește un proiect comun. Nu avem un proiect de țară. Un proiect de țară a fost, de exemplu, intrarea în Uniunea Europeană și NATO. A fost Marea Unire. Nu mai avem. Și spunea Daniel David că avem nevoie de un proiect de țară, nu neapărat un proiect să fie tehnocrat și foarte, cum să zic eu, rațional, să fie și o implicare emoțională. Pentru că românii sunt influențați foarte mult și de acest aspect.
Deci avem nevoie de o, o mare unire. De o mare, mare unire. Da, ceva, un scop comun care să treacă pe lângă interesele mici ale fiecăruia. Un episod a fost după incidentul de la Colectiv, atunci a existat, emoțional, da, a existat, dar din păcate la noi foarte puțin durează. Știi că e și vorba aia, cu minune durează 3 zile la român. Din păcate asta s-a întâmplat. Am așteptat un partid care să se coaguleze, o forță politică nouă. Din păcate nu vedem să se întâmple nimic. Am așteptat o schimbare a clasei politice. Din nou, mi se pare că nu se întâmplă nici acest lucru. Sunt foarte curioasă mâine, că tot am văzut promo cu Universitatea Nu Moare și o să avem acolo o ediție specială din Piața Unirii. Să vedem câtă lume se va strânge, în afară de galerie, câți clujeni o să vină cumva, să susțină. Cumva și grupul acesta care susține Universitatea are un pic de anatemă, de un pic de golănaș, un pic de... Din păcate. Din păcate, da. Și nu te duce cu copilul acolo nici în tribune și nici la manifestații de genul acesta, din păcate. Și, din nou, ne împărțim pe grupuri. Când a fost CFR și Cluj, părea ireconciliabilă atitudinea fanilor celor două echipe. De ce? Suntem toți clujeni. De ce să nu ne bucurăm că avem două echipe? Am avut două echipe foarte bune. Ei, până mâine, vedem ce facem astăzi și eu îți propun să trecem la prima temă și să discutăm despre legea dării în plată, care a trecut de Senat și urmează să intre la vot în Camera Deputaților, care este for decizional. Știrea, vă rog. După Raiffeisen, Bank Post și Banca Românească, și BRD a crescut la 50% avansul la creditele ipotecare în euro, luate pe mai mult de 25 de ani. Cum credeți că va fi afectat posibilitatea de a refinanța un credit? Evident, condițiile de finanțare se vor înăspri și asta înseamnă sau un avans mai mare sau un preț al credit mai mare. În acest fel, un client are nevoie de 8-10 ani ca să strângă banii de avans. În momentul în care nu oferi perspectivă pe termen mediu și lung și nu oferi împrumut, chiar în baza unui împrumut, abilitatea unui om tânăr sau unei familii tinere să se lege și să prindă rădăcini, ai o mare problemă, ca țară, nu ca sistem bancar. Asistăm în clipa de față la o serie de lor de poziții care, din punctul nostru de vedere, sunt populiste și care se pot face cu costul întregii societăți. O lege în forma în care se dorește a fi votată în România nu există nicăieri în lume. Până acum, senatorii au acceptat ca darea în plată să se aplice doar împrumuturilor de până la 150.000 de euro. Au apărut întrebări firești. Poate un cetățean a avut un credit sub 150.000 de euro, dar cu dobânzile adunate sare de 150.000 de euro. Ce faci cu cel care a avut 160.000 de euro? Plus că riscul de neconstituționalitate există, este real. Banchierii mai vor ca legea să nu se aplice retroactiv, nu la creditele prima casă și doar celor care plătesc rate mai mari de 65% din venit. Excluderea celor care au luat credit cu prima casă ar face ca ei să nu mai fie protejați în fața abuzurilor băncilor. Legea dării în plată se va discuta săptămâna viitoare în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. Despre această lege și consecințele ei discutăm acum cu doamna Andreea Gligor, avocat, reprezentantul Consiliului Național al Tinerilor din România. Bună ziua, bine ați venit! Și Radu Lucaciu, expert imobiliar. Bună ziua! Bine ați venit! Ei, doamna avocat, dumneavoastră ați făcut o analiză a acestei legi. Da. Este o lege populistă, așa cum spun politicienii, bancherii, ne va afecta pe toți. Ce înseamnă această lege? Această lege, cred eu, că a fost gândită ca o soluție salvatoare pentru consumatorii, debitorii care practic se află într-o situație delicată, în sensul în care, la momentul actual, nu mai pot face față unui credit, adică nu-și mai permit să plătească ratele de credit. Scopul legii este clar un scop bun, de protecție a consumatorilor. Până aici putem spune că sună foarte bine. Problemele încep să apară în momentul în care lecturăm legea și vedem că acest scop
nu se mai regăsește și în cuprinsul legii, ci doar în expunerea de motive. La ce mă refer? Expunerea de motive vine și spune că haide să restabilim un echilibru contractual între consumator și creditor, banca. Da? Pentru că banca în mod cer pornește de pe o poziție de superioritate și financiară și din perspectiva contractului, în sensul că foarte multe instanțe au arătat că aceste contracte de credit de fapt nu sunt negociate cu consumatorii. Bun, să restabilim exact. Eu spune că majoritatea, dacă nu 100% dintre ele. Da, majoritatea. Instanțele au o practică predominantă în acest sens. Bun, să restabilim acest echilibru contractual. Vine expunerea de motive a legii și ne spune că se adresează persoanelor care se află în imposibilitate de a achita aceste rate. Bun, când ajungem în cuprinsul legii, la motive, surpriză, nu se mai găsește acest criteriu. Vine legea și ne spune că care sunt condițiile. Creditorul și consumatorul să facă parte din categoriile prevăzute, adică să fie consumator, să fie încheiat un contract cu o bancă sau o instituție de bancară. Creditare, da. Să fie încheiat un contract de credit care la momentul acordării să nu fie depășit suma de 150.000 de euro, iar bunul oferit în plată să fie un imobil ipotecat în favoarea băncii. Și atât. Acestea sunt condițiile. Ce lipsește? Ce lipsește condiția acolo? Ca respectivul consumator sau debitor, da, să se afle într-o dificultate de a-și achita ratele. Pentru că din câte am văzut eu și în diferitele opinii care apar cu privire la această lege, inclusiv din perspectiva băncilor, lipsa acestui criteriu obiectiv, de altfel, este o problemă. Băncile se simt cumva puse în situația de a găsi o plasă de protecție, da? Să se pună la adăpost cumva de persoanele care ar abuza de această lege, adică nu se află neapărat în imposibilitatea de a achita creditul, dar să zicem, au luat un credit, au plecat din țară, nu l-au mai plătit, li s-au adăugat dobânzi penalizatoare, nu s-au mai ocupat de respectivul imobil, probabil că s-a deteriorat și este mult mai ieftin pentru ei să renunțe la imobil. Ori legea aceasta în mod cel n-a fost gândită să se adreseze unor asemenea persoane. Și sunt chestiuni care pot fi soluționate foarte simplu. Punem în lege un criteriu obiectiv de genul acesta și din start mulțumim mai multe persoane, inclusiv bănci, inclusiv consumatorii care într-adevăr se află în dificultate, că până la urmă asta se urmărește, protecția consumatorului, protecția persoanei care are nevoie să o ia de la zero, adică să ștergem acest principiu al răspunderii nelimitate, oarecum, sau să facem o lege care să fie o excepție de la acest principiu și să-i permit omului să încheie contractul ăsta de credit, să o ia efectiv de la zero și să meargă mai departe fără să fie urmărit nu știu câtă vreme de acel contract de credit pe care nu, din păcate, nu și mai permite. Dacă îmi permiteți, eu chiar am văzut o expunere de motive a inițiatorului legii care spunea că omul care decide că nu poate plăti este creditorul, pentru că ce interes aș avea eu? Să zic, îmi cumpăr, plătesc un avans, plătesc vreo 5 sau și chiar și mai mulți ani o rată, să renunț la toți banii ăsta și să renunț la casa respectivă și există, într-adevăr, se pot exista cazuri de fraude. Da, mie mi se pare că nu trebuie să facem o lege pe excepții, ci pe interesul general. Oamenii sunt de bună credință, oamenii care au un credit, majoritatea vor să-l plătească și să rămână cu casa respectivă. Cred că 99% din cazuri sunt oameni care chiar intră într-o criză și chiar nu pot să plătească banii ăștia și nu mi-aș face foarte mari griji pentru bănci, pentru că au avocați foarte buni, sau dacă nu au bani să-și angajeze avocați foarte buni. Și cred că din 2014 există o directivă europeană, trec peste părțile tehnice, dar tradusă pentru toată lumea înseamnă umanizați creditul, a spus Uniunea Europeană. În România de-abia acum au început să se trezească politicienii, sunt alegeri sau din alte motive. În alte țări de multă vreme se întâmplă situația asta. Legea aceasta în Spania, de exemplu, se aplică de multă vreme, se aplică în Cehia. În Cehia ai voie să alegi. Poți să mergi pe sistemul fără dare în plată și pe sistemul clasic cu dare în plată.
Deci mie mi se pare că este o lege binevenită și mi se pare că acum băncile contraatacă pe toate fronturile și am văzut foarte multe persoane influente, inclusiv ziariști, care cumva sunt avocați ai băncilor și, sincer, nu mi se pare normal. Eu cred că e o lege absolut necesară și trebuie clienții protejați. Ați văzut că nu au ieșit la rampă doar bancherii și reprezentanții băncii naționale, care, ci și guvernul. Da. A avut o poziție și vorbește de punerea în pericol a stabilității financiare a țării. Și deci, reprezentanții pentru această lege o să plătim care, toți, cam așa. Acești reprezentanți care au stat și au văzut creditele în franci elvețieni, cum au ajuns, toate băncile promovau aceste credite, susținând că sunt cele mai echilibrate. Și în condițiile în care am văzut ce s-a întâmplat, după aceea Banca Națională a stat și s-a uitat și după aceea a zis, păi, trebuie să fiți clienți informați, să vă informați. Păi, tu ca Banca Națională ce faci? Deci nu mi se pare că Banca Națională are o poziție echilibrată din punctul ăsta. Ce mai lipsește din această lege? Lipsește o armonizare cu codul de procedură civilă, din punctul meu de vedere. Și spun asta și din perspectiva protecției consumatorilor. Legea vine și spune că se completează cu codul de procedură civilă, care reprezintă dreptul comun în materie de procedură. Vine și ne dă niște termene de judecată extrem de scurte, ceea ce nu e rău, să ne înțelegem. E foarte bine să avem celeritate în acest gen de cauze. Doar că aceste termene scurte nu sunt însoțite de o procedură anume de urmat. Și la ce mă refer? Codul de procedură civilă ne spune că din momentul în care pârâtului este comunicat o cerere de chemare judecată, acesta are 25 de zile să formuleze întâmpinare, adică apărări. Apărările sunt comunicate reclamantului, care mai are 10 zile să formuleze răspuns la întâmpinare. Deci avem cel puțin 35 de zile, procedura aceasta, după care se fixează primul termen de judecată și se citează părțile. Legea vine și ne spune că toată procedura asta trebuie să se desfășoare în 30 de zile lucrătoare de la momentul înregistrării cererii. Ori nu ai cum dacă tu nu vii și îmi scurtezi expres termenele pentru depunerea întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare. Instanța nu poate să facă asta din oficiu, nu poate să nu respecte codul de procedură civilă. Sunt niște chestiuni tehnice care pot fi soluționate foarte ușor, deci nu afectează fondul legii, care, repet, scopul legii este bun. Legea, din punctul meu de vedere, este necesară. Oamenii respectiv au nevoie de o soluție de genul acesta. Doar că trebuie redactată și din punct de vedere procedural foarte bine, tocmai ca să evităm situațiile astea în care se caută chichițe și excepții de neconstituționalitate și alte lucruri de genul acesta care vor duce la tergiversarea proceselor, tergiversare care până la urmă este tot în detrimentul consumatorilor. Deci, da, practic, clar, în momentul de față, ce se întâmplă? Banca. Există un risc al fluctuației pieței imobiliare, pe care și-l asumă, bineînțeles, clientul. De asemenea, el își asumă și riscul fluctuației dobândei, pentru că este o dobândă fixă plus euriborii. Deci, toate riscurile acestui contract cad în sarcina clientului. Banca nu are absolut niciun risc în condițiile actuale. Haideți să vedem ce se întâmplă pe piața imobiliară în aceste condiții în care este destulă ceață pe această lege a dării în plată. Care este reacția cumpărătorului? Cred că prin ceea ce ați acoperit și dumneavoastră aici, există o foarte mare temere pe piață, în special persoanele care accesează un credit. Nu știu ce să facă. Chiar astăzi am avut două discuții cu niște clienți de-a mei care urmează să achiziționeze niște imobile și sunt foarte neliniștiți pentru că nu știu cum să acționeze, nu știu cum va crește dobânda. Într-adevăr, legea te protejează pe tine ca și client. Ar trebui să simțim o liniște ca și persoane care accesăm credite. Însă efectul imediat este ceea ce s-a tot discutat, și anume creșterea avansurilor. Da, dar aceasta se aplică retroactiv, se poate aplica odată ce este încheiat contractul în anumiți termeni?
Legea așa spune că se aplică inclusiv contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a legii. Sigur că primul vibe a fost ca toată lumea să spună că este o lege retroactivă. Este o decizie a Curții Constituționale din 2011 și o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care spun că în ceea ce privește protecția consumatorilor, chiar dacă anumite contracte au fost încheiate anterior intrării în vigoare, nu există o retroactivitate atunci când legea nouă vine și influențează sau urmărește efectele viitoare ale contractului. Adică ea nu se aplică neapărat, nu se aplică pentru trecut, ci se aplică efectelor viitoare. Atunci aș spune eu că nu e atât de clar această neretroactivitate, dar aș putea să spun cu certitudine de 100% că acest articol din lege va face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Deci, categoric, din ce am înțeles din dezbateri, ar fi banca ar trebui în procese separate să invoce această neconstituționalitate cu fiecare client în parte. Deci nu va fi o chestiune generală, va trebui să deschidă proces pe fiecare caz în parte. Păi, băncile, părerea mea este că vor face o contestație pe legea aceasta, prevede procedura contestației și în cadrul contestațiilor vor invoca această excepție de neconstituționalitate. Dar, cum v-am spus, Curtea Constituțională s-a pronunțat într-o cauză care pot să spun eu că este oarecum similară cu situația pe care o discutăm. Și atunci, hai să luăm pe rând avertismentele venite din partea comunității bancare. Programul Prima Casă devine inoperant? Programul Prima Casă nu devine inoperant. Se pune problema credibilității garanției oferite de stat. Pentru că băncile acordă credite cu un avans mai redus tocmai din această perspectivă. Statul vine și garantează cu 50%. Statul e un garant extrem de credibil, mai credibil decât sunt eu sau dumneavoastră sau oricine altcineva. Ori când tot tu, ca și stat, prin Parlament vrei și dai o lege prin care îți faci oarecum inoperantă respectiva garanție, devine discutabil dacă banca mai vrea să se supună unui asemenea risc și să acorde facilități de creditare în sensul că avansul să fie mai mic. Și aici cred că se pune problema dacă Prima Casă va supraviețui sau nu. Adică băncile vor mai vrea sau nu să aibă încredere în garanția aceasta statului, care poate să devină inoperantă în momentul în care consumatorul vine și spune ia imobilul. Cred, da, okay-le. Corect. Câte imobile sunt vândute prin Prima Casă? Așa. Acum, marea majoritate a creditelor care se accesează pe sume care acoperă Prima Casă, 40, 50 până în 60 de mii, vin pe Prima Casă. Și principalul avantaj al lor în momentul de față, pentru că dobânzile nu mai sunt foarte diferite între imobiliarea și Prima Casă, principalul avantaj este avansul. Pentru că majoritatea celor care accesează Prima Casă vin pentru că avansul este 5%, e mai accesibil, e mai ușor. Dacă va fi să dispară acest avans minim, cred că ei vor fi cei mai afectați. Cei care accesează Prima Casă, pentru că restul, în general, avansuri mai mari, nu e așa de mare problemă. Dar la Prima Casă e o mare problemă dacă va crește avansul. Trecem la dobânzi. Creșterea dobânzilor, așa cum ziceam, la creditele în lei de 30%, respectiv 50% la creditele în euro. Deja unele bănci au ridicat, într-adevăr. Bine, chestiunea aceasta cu băncile care oarecum se înțeleg și ridică dobânzile sau nivelul avansului, din punctul meu de vedere, este și o problemă în ceea ce privește concurența. Pentru că dacă legea asta va determina ca băncile să se înțeleagă între ele și să zică hai de toate să avem un avans de minim 30% sau 40%, o problemă de avans vorbeam, da. E o problemă care ține și de Consiliul Concurenței și nu știu dacă e tocmai în regulă. Dar de aceea ziceam că e foarte important, foarte importantă modalitatea în care legea aceasta este redactată din punct de vedere al tehnicii legislative, pentru că trebuie să o faci extrem de clară, să nu lase loc de interpretări abuzive, nu doar din partea eventualilor consumatori, ci și din partea băncilor. Și atunci
dacă tu, să zic, ca și legiuitor, exceptezi programul Prima Casă, cred că băncile nu vor mai fi atât de înclinate să mărească aceste avansuri, pentru că o să spun, ok, garanția statului în cazul la Prima Casă rămâne clar viabilă și executabilă. Nu poate respectivul debitor să vină și să-mi dea imobilul. Se pune și problemă de discriminare acolo. Dacă și respectivul debitor ar fi vrut să dea în plată respectivul imobil, cred că trebuie făcut o balanță și să vedem ce e mai important. Să protejăm majoritatea consumatorilor care ar vrea să ia credit prin Prima Casă sau să protejăm eventualele persoane care s-ar afla în imposibilitate de a-și achita creditele. E o chestie de pe cine sacrifici până la urmă. Adică... O altă consecință prezentată de bancheri ar fi că legea va afecta dezvoltatorii imobiliari, de asemenea industria construcțiilor, a materialelor de construcții și numărul de tranzacții imobiliare implicit. Bine, acum e vorba de cerere ofertă până la urmă. O parte din cerere vine pe aceste credite care se merge pe un avans minim. Piața, eu zic că nu va avea un declin mare, indiferent ce se va întâmpla. Adică, ok, mare parte din oameni vin cu cash, o altă mare parte din oameni vin cu un avans mai ridicat și doar accesează un credit ca să compenseze, însă totuși vorbim de cel puțin un 15-20, poate 25% din piață care se bazează pe acest avans mai redus. Iarăși vorbeam de avans, să nu uităm că mulți, chiar dacă au mai mulți bani, vor să-și amenajeze apartamentele după ce le cumpără. Și aici iar e altă sumă și de aceea se duc pe avansul minim. Deci, da, și sigur, în plus, sunt dezvoltatori care vând direct și fac un sistem acesta de rate oarecum paralel cu sistemul bancar. Destul de puțin oficial. Fac în momentul de față, destul de puțin dezvoltatori oferă. Ar fi o ocazie să... Ar fi, cu siguranță și cu siguranță, iarăși probabil mulți, dacă se va întâlma, se întâmpla, în momentul de față 90% din apartamente se vând semifinisate, cele noi mă refer. Au crescut deja prețurile. Nu cred că putem să vorbim de așa. Nu cred că putem să vorbim încă de așa ceva. Piața are o stabilitate. Unii clienți poate sunt neliniștiți, dar nu pot să zic că simțim o creștere din acest motiv. Nu cred. Interesant de văzut cum o să evolueze. În analiza dumneavoastră, ce ați mai punctat? Ce lacune? Am punctat o lacună tot așa referitoare la nerespectarea legii 24/2000 privind tehnica legislativă, în sensul în care în expunerea de motive se face referire la faptul că legea dării în plată vine și transpune prevederile directivei 2014/17, directiva despre care vorbea și dumneavoastră. Respectiva directivă are vreo 130 de pagini. În cuprinsul legii nu ne spune cum ne obligă legea 24/2000 legiuitorul să spună cum transpune o directivă, total sau parțial. Nu se face absolut nicio referire. Repet, e o chestiune de tehnică legislativă care se repară așa din pix. Pur și simplu vii și spui, o transpun parțial sau, bine, total categoric nu o transpune în 7 pagini. De asemenea, există niște neconcordanțe terminologice. La fel, nu se respectă dispozițiile legii 24/2000. Se folosește ba termenul de contract de credit, ba termenul de contract de credit ipotecar, trebuie să existe o unitate terminologică. Mai este o problemă în ceea ce privește momentul de la care curg anumite termene. Inițial, în varianta inițială a legii, s-a spus că pentru creditor termenele curg de la momentul comunicării notificării. Apoi, bănuiesc eu că datorită și cererii de reexaminare a președintelui și adreselor făcute de CSM și de Ministerul Justiției, unde au semnalat această problemă, au venit și au modificat într-un singur loc și au spus că, într-adevăr, termenul curge de la momentul comunicării notificării. Păi, câtă vreme tu nu-mi comunici mie notificarea, cum să-mi curgă un termen de atac? În anumite locuri din lege a mai rămas încă această problema care, la fel, poate fi reparată extrem de ușor. Adică n-are cum un termen să curgă de la data notificării dacă aceasta nu a fost comunicată și primită. Pentru că se pune problema în momentul în care, să zic, banca și-a schimbat sediul și tu îi trimiți notificarea la sediul care apărea în contractul ce l-ai încheiat în 2006, dar îi trimiți acum în 2016. Evident că
ea, câtă vreme nu primește respectiva notificare, nu are cum să atace, cum să-ți răspundă, cum să vină să se prezinte la notar cu tine să încheiați contractul privind darea în plată. Deci e oarecum inefectivă respectiva notificare ce... Consiliul Tineretului din România, pe care îl și reprezentați, a făcut aceste amendamente. În ce stadiu sunteți? Deci le-ați prezentat și la Senat, bănuiesc. Da, legea urmează să meargă la Comisia Juridică din Camera Deputaților. Da, deputaților, care este for decizional, iar apoi va fi votată și trimisă spre promulgare la președintele României, care nu o mai poate întoarce pentru reexaminare, pentru că deja a uzat de această prerogativă. Din câte știu eu, săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, urmează să aibă loc această ședință la Comisia Juridică, unde vom prezenta, sigur, argumentele noastre și să vedem de ce se va ține cont. Adică eu consider că sunt niște argumente extrem de pertinente care nu afectează fondul legii, dar de care ar trebui să se țină cont tocmai ca să evităm eventuale tergiversări și probleme în aplicarea acestei legi. Da. Bun, o să reluăm discuția odată ce legea va ieși, să vedem în ce formă. Sperăm că o să se țină cont de amendamentele dumneavoastră. Sigur. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea de astăzi. În continuare vorbim despre sănătate, mai precis despre criza medicamentelor. La telefon îl avem acum pe Radu Gănescu, președintele Coaliției. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Care este situația în prezent, domnule Gănescu? Din nefericire ne confruntăm cu o criză din ce în ce mai acută, cel puțin atât bolnavii cronici cât și bolnavii acuți se confruntă cu... foarte mari întârzieri de medicamente. Nu au, nu găsesc, nu reușesc să-și continue tratamentele, nu au ajuns la nicio soluție, pur și simplu mulți dintre ei schimbă liniile terapeutice de azi pe mâine, ceea ce este absolut inacceptabil pentru noi. Despre ce bolnav vorbim? Pentru ce afecțiuni? Vorbim de bolnavi cronici, cum ar fi Parkinson, bolnavii de Parkinson, se confruntă cu... cu o problemă privită la un medicament care nu se găsește în România. Vorbim de bolnavii cu scleroză multiplă care au întâmpinat dificultăți atât în județul dumneavoastră, în județul Cluj, cât și în București sau în alte județe, pentru că achizițiile s-au făcut cu întârziere de peste 3 luni, ceea ce a însemnat pur și simplu o întrerupere de tratament. Vorbim de pacienții cu boli autoimune, de pacienții cu sclerodermie, de pacienții cu hemofilie, deci practic pe toată paleta... Foarte, foarte mulți pacienți. Exact, pe toată paleta bolnavilor cronici se găsesc dificultăți în achiziționarea și găsirea de medicamente. Ceea ce am încercat și noi să sesizăm autoritățile și să spunem că practic nu avem soluții la momentul actual și nu știu cum s-ar putea reglementa cel puțin pe moment. Pentru că pe viitor este clar că ar trebui să se găsească o altă metodă de protejare a pacienților din România. Și astăzi ați avut o întrevedere cu cei care ne hotărăsc până la urmă soarta. Și astăzi am avut aceste discuții. La ce concluzie s-a ajuns? Și cred că pur și simplu ne-am atras atenția și cred că vor aduce în cel puțin în primele zile de săptămâna viitoare sau în cel mai scurt timp un plan, un ordin de ministru care să stopeze la ora actuală aceste, să spunem, pierderi din sistem ale medicamentelor, poate prin exporturi paralele sau poate prin negăsirea lor pe piața românească. Și în etapa a doua, să spunem, pe viitor și asta cât mai curând, să găsim o soluție împreună și împreună mă refer și noi, reprezentanții asociațiilor de pacienți și autoritățile, să găsim o soluție de îmbunătățire a Ordinului 75 prin acel ordin care modifică prețurile și în același timp să putem să ne gândim că pe viitor nu ne vom mai confrunta cu așa ceva. Dar ce veți face mâine? Poi mâine? Mâine, poi mâine, sincer să vă spun și asta e întrebarea, a fost întrebarea și a mea către autorități. Nu știu ce răspuns să le dau colegilor și cum să le spun chiar și mie. Mi-e greu să-mi dau un răspuns mie, că și eu sunt pacient și sunt în aceeași situație, ce vom face și cu ce ne vom trata. La ora actuală și astăzi și acum, în momentul în care vorbim, sunt pacienți care nu au tratament. Asta o știm și asta am spus-o de nenumărate ori. Ce facem mâine? Nu știu. Previziunile sunt pe termen lung, ceea ce pe noi ne mulțumește.
pentru că nu avem un răspuns clar, concret, pentru ziua de mâine. V-ați adresat și președintelui României și ați cerut ca această problemă să fie discutată absolut. Și în CSAT. Absolut. Nouă ni se pare că este o problemă foarte gravă de sănătate, o problemă cu care ne confruntăm foarte mulți pacienți, cetățenii acestei țări, și credem că deja, dacă din acest moment încep să se piardă vieți omenești, ceea ce nu vrem să credem așa ceva, deja este un atentat la viața noastră, deja cred că devine o problemă de siguranță națională, de siguranță sănătății cetățenilor. De aceea am încercat să atragem atenția și domnului președinte și să-l rugăm să se uite pe această problemă și să găsească o soluție cât mai urgentă. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi și Doamne sper să revenim cu vești bune. Doamne ajută! În ultima parte a emisiunii vorbim despre semințele tradiționale țărănești, chiar cu reprezentanții unei asociații de țărani. Este vorba de Ramona Duminicioiu, coordonatorul Asociației Ecoruralis. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim de invitație! Și Otilo Soci, membru al acestei asociații. Așa este, bună ziua! Păi să vorbim, că avem despre ce, da? Ați scos săptămâna trecută catalogul semințele? Unul dintre motivele pentru care am înființat Asociația Ecoruralis a fost să salvăm, să multiplicăm și să distribuim în țară cât mai multe semințe tradiționale este omenește posibil. Ne-am înființat în urmă cu 7 ani. Suntem deja la 4-a ediție a unei distribuții naționale de semințe pe care o realizăm printr-un catalog în care prezentăm foarte multe tipuri de legume, plante aromatice, plante medicinale, pe care le avem la dispoziție. Sunt produse de membrii asociației în întreaga țară. Cine sunt membrii asociației? Suntem o asociație de țărani care sunt, și avem membri în absolut toate județele țării. În producția de semințe sunt implicați membrii din 16 județe, cu precădere din județul Buzău, Neamț, Cluj, Vâlcea, Alba, dar și multe altele, bineînțeles. De fiecare dată ne face plăcere să vedem că interesul oamenilor crește pentru semințele acestea care dau legume cu gust. Mulți dintre oamenii care caută semințele noastre caută să redescopere gustul copilăriei în roșii, ardei și foarte multe feluri de legume pe care le întâlnim pe masa oamenilor zilnic. Ce aș putea și să vă mai spun? Crescut. Cum ați crescut în acești 4 ani? De la câte semințe ați pornit și la câte ajungeți? Care este oferta dumneavoastră? Și trebuie să precizăm că este gratuită. Da, bineînțeles, considerăm că semințele tradiționale sunt un drept la care țăranii și consumatorii ar trebui să aibă acces nemijlocit. Și tocmai de asta oferim semințele gratuit. Colegul meu o să vă mai spună și niște probleme legate de accesul la semințele tradiționale. Dar ca să continui, deocamdată, bineînțeles, primele cataloage includeau puține varietăți și puține specii de legume. Am ajuns ca în acest număr să avem 89 de varietăți din 27 de specii, însumând ardei, tomate, busuioc, castraveți, foarte multe feluri de plante aromatice, dovleac, floarea soarelui, păstârnac, morcov. Pe website-ul nostru ecoruralis.ro puteți să consultați catalogul și toate speciile și să comandați foarte simplu printr-un formular de comandă online. Au plecat către doritori peste 800 de comenzi până acum. Ați început de o săptămână, da? Da, deja ați de aproape o săptămână, da. Avem până acum aproape 1000 de comenzi, dar 800 am reușit noi să ambalăm și să transmitem. În momentul în care trimitem semințe oamenilor, v-am pregătit și dumneavoastră un plic, nu trimitem doar semințele propriu-zise, ci trimitem și informații care se ajute prețioase. Care se ajute pe cei care
doresc să le cultive, respectiv informații despre plante companion, cum se pot asocia favorabil în grădină diferite plante sau ce asocieri trebuie să evite. De asemenea, informații despre asociația noastră, cum pot să țină legătura cu noi și mai mult decât atât, pentru că este un program gratuit, oferit oamenilor gratuit, îndemnăm să semneze formularul de 2% și să direcționeze către noi 2% din impozitul pe venit, lucru care nu-i costă nimic și care ne ajută pe noi să continuăm activitatea și să beneficieze de semințele tradiționale peste ani și ani din ce în ce mai mulți oameni. Și implicit pentru ei să doneze acest ban, fiindcă mă gândesc că odată ce primesc aceste semințe, la rândul lor o să multiplice și o să dea mai departe. Da. Și poate, bineînțeles, să intre în asociație. Cu siguranță. Oamenii care solicită semințe de la noi rămân în legătură cu Ecoruralis și este un prim pas de a deveni membri în comunitatea noastră. Îi invităm ulterior să ia parte la activități, să participe cu idei, cu inițiative. Sigur că da. Da. Ce noutăți mai aveți anul acesta? Noutăți ca și la catalog. În general mergem pe aceleași specii care sunt căutate pentru grădina. Pe cele mai căutate sunt legumele, roșiile sunt superstarul colecției întotdeauna. Deci încercăm întotdeauna să cultivăm cât mai multe varietăți de roșii. Mici, mari, inimă de bou transilvanian, chestii mai extravagante, galbene, negre. Dar să nu uităm nici de ardei, castraveți, tot ce trebuie pentru o casă țărănească ca să se autosusțină și să producă pentru piață. Ei, anii trecuți vedeam că puneți în pliculețe numai 2-3 semințe, acum am văzut că sunteți mai darnici. Da, avem și oferte... Ați reușit să multiplicați. Sigur că da, avem și oferte speciale pentru producătorii de pe piață. Am oferit producătorilor care vând la piețele volante cantități mai mari anul trecut și în primăvara acestui an, așa că o să descoperiți, vă invităm să cumpărați de la țăranii de la piețele volante, pentru că o să descoperiți o diversitate foarte mare și foarte, foarte mult gust, bun gust în legumele de anul acesta. Vreau să vă întreb, cum ne dăm seama dacă, de exemplu, o roșie este din semințe din acestea țărănești sau din semințe orășenești? Da. La roșii se poate identifica cel mai ușor datorită texturii. O roșie produsă în sistem industrial, dintr-o sămânță modernă, hibridă, nu are niciodată o consistență moale, rămâne foarte, foarte tare, nu se poate face bulion din acel tip de roșie. Da, dar la faza de semințe. Ce aș dori să completez este că haideți să încercăm să recultivăm acea roșie așa, anul viitor, să vedem că o să iasă bălării. Pentru că semințe tradiționale sunt semințe unice pe care le poți reproduce în fiecare an. Practic așa am supraviețuit și așa am prosperat ca și țărani în România și așa am produs hrană. Hibrizii nu mai poți. Dar hibrizii nu se multiplică de la un an la altul. Nivelul de germinare este foarte, foarte scăzut. Semințele tradiționale sunt singurele pe care le putem continua, pe care putem să continuăm să le cultivăm la nesfârșit. Spuneți că aveți parteneri în toată țara. Da. Și în special în Moldova, da? Prin urmare, vă propun să mergem acolo și să vorbim cu o țărancă din satul Dâmbroca, din județul Buzău, doamna Stella Zămoiu, care este și reprezentantul Ecoruralis în zonă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Producția de semințe de legume are o istorie îndelungată în Dâmbroca și în familia dumneavoastră. Cum a început totul? Eu, neavând servici, de când mă știu, m-am căsătorit de tânără. În statul nostru, fiind două ferme de stat, una de semințe și una de sereși și solarii, eu am muncit ca o simplă agricultoare acolo. Am lucrat cu drag. Eu nunțile la fete le-am făcut după grădina mea. La noi a fost un sistem de irigație. A fost, că acum nu mai e, l-a distrus toți. Și la noi s-au pus hectare, sute de hectare de legume, de zarzavaturi, de cultură mare. Totul era irigabil. Acum nu mai este. Acum facem în curți, în locurile care le avem, unde furăm fântâni cu motopompe pe benzină. Și eu
de când mă știu, pun grădină mazăre. Cel mai mult am pus mazăre de când mă știu eu, după Revoluție, ardei gogoșar, iute și roșiile noastre care la fermă și solarii aici în satul Dâmbroca le sortam și le trimiteam la export și acum noi aducem de afară din acelea tari care ne spargem cap. Din păcate, dar dumneavoastră nu v-ați lăsat pe tânjală, ați mai cooptat și alți producători din zonă. Suntem în satul nostru Dâmbroca, vreau să vă spun că suntem un sat foarte muncitor, cu oameni muncitori. Adică avem oameni care au solarii în curte, care au grădini, care ne hrănim din așa ceva, dar avem o problemă, nu avem loc la piață. Da, vindem la angrosiști. Și internetul? Internetul în ce măsură? Ne ajută, să știți. Ne ajută foarte mult. Mulțumim pentru că există și internetul. Multă lume este interesată, vreau să vă spun, pentru semințele noastre românești, pentru gusturile acelea demențiale care le aveam noi când eram eu copil. Eu am 54 de ani, eu am apucat cele mai bune legume, cele nu știu să vă spun cum să vă spun. Nu există așa ceva acum, doar noi care le păstrăm și sămânța se diferențiază de cea, pentru că cea care este modificată genetic nu răsare al doilea an, nu-ți face producție. Să știți, niciodată. Eu am pus din propria experiență. Eu anul ăsta, dacă iau sămânța din roșia mea, cea mai frumoasă, cea mai coaptă, și mi-o pun și fac sămânța, la anul răsare și crește foarte frumos. Doamna Zamoiu, dar cealaltă nu crește. Aveți clienți? Foarte. Mă gândesc că după ce au venit odată și au cumpărat de la dumneavoastră, acolo avem, au rămas. Avem clienții noștri de an de an. Să știți că își fac comenzile din toamnă. Pentru de că pe unde aveți clienți? Site-ul am de 3 ani. Împreună cu fratele meu care a decedat și după moartea lui de acum un an, am rămas eu în locul lui. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Vă dorim spor să aveți. Să dea Dumnezeu și cât... an bogat. Da, an bogat, cum spuneți. Da. Vă mulțumesc tare mult. Noi mergem acum și în județul Neamț, unde vorbim cu un țăran din localitatea Bălțătești. Domnul Petru Cucu, legumicultor și membru activ al Ecoruralis. Bună ziua! Salut, bună! Domnule Cucu, știați că sunteți supranumit de colegii dumneavoastră străjerul semințelor țărănești? Nu, aud de la dumneavoastră. Ei bine, așa... Nu chiar străjer, că... Dar îmi place să țin soiurile pe care le am. Tot ce am sunt soiuri din secolul trecut, obținute în secolul trecut. Nu am semințe din soiuri obținute acum 4-5-6 ani. Am tomate de 30 ceva de ani. Și cum sunt tomate la asta? Din păcate nu ne puteți descrie, n-am mănânc și gustul, mă dacă... Mă invit la vară, în grădină și vedeți dumneavoastră gustul. Extraordinare. Roșiile care le mâncam când eram copii. Alea zemoase care îți lasă gura apă numai când le vezi, când o rupi în două. Sunt multe soiuri vechi. Nu fac decât să încerc să le păstrez. Cine știe, copiii noștri poate o să aibă și eu ocazia să le mănânce dacă eu, doamna Stella și alții care se ocupă de așa ceva, or să păstreze soiurile tradiționale. Dumneavoastră militați pentru accesul țăranilor la semințe libere țărănești. Aveți succes? Nu v-am înțeles. Am spus că dumneavoastră militați pentru accesul țăranilor la aceste semințe tradiționale. Reușiți în acest demers? Reușiți să vindeți în piață? Reușiți? Nu, tot ce fac numai pentru semințe. Nu, am și o suprafață mică, 600-700 de metri pătrați, printre care trebuie să îmi fac și pentru mine, și am 500 de metri pătrați, unde am aproximativ 80 de soiuri.
de legume diferite. Dumneavoastră reprezentați asociația și în conferință și Festivalul de Semințe Internaționale. Au trecere semințele românești? Mai mult în afară decât în țară? Când merg la Greci în fiecare an la Festivalul de Semințe, România e printre primele țări care epuizează stocurile. Cam o jumătate de oră durează până terminăm cele câteva sute de pliculețe pe care le avem. Pentru că sunt mai ieftine sau pentru că-s vestite că sunt bune? Da, străinii s-au profilat pe roșii mici, în special la roșii. Eu am venit împreună cu Ecororale și cu soiuri mai mari. Au prins chiar foarte bine la ei. Deja ne știu, când ajungem acolo, înainte de a ajunge la schimbul de semințe, trebuie să le împărțim la ceilalți păstrători de soiuri din celelalte țări. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi și un an cât mai bun să aveți și cu producții mari. Fiindcă vorbeam de străinătate, aveți tot felul de legături cu asociații țărănești din Europa și nu numai, și de pe alte continente. Da, în Europa, cum funcționează? În Europa colaborarea se extinde absolut în toate țările din Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene. Avem cele mai interesante legături pe care le avem sunt în Africa. Chiar astăzi am trimis semințe în Africa de Sud. Ce semințe oare? Semințe unei românce care e stabilită în Africa de Sud și care cultivă pentru propriul consum, dar în afară de asta avem o colaborare strânsă în Camerun și în Senegal cu două asociații de țărani. În Camerun e vorba de o asociație de tineri țărani specializați în legumicultură, care cultivă de 2 ani semințele noastre. Iar în Senegal, în regiunea Djimini-Kolda, prin colegul nostru Otilo, care a participat la un schimb de semințe în 2011, acum există 3 sate în deșert care cultivă semințe românești. Pentru prima dată au cultivat și au mâncat în viața lor tomate, care sunt rezistente la secetă și care au fost ameliorate țărănește de membrii de ai noștri, membrii Ecoruralis. Dar și noi primim semințe. Absolut, da. Deci este un schimb de semințe, practic e un schimb liber de semințe în care și noi am adus, acum din Africa e cam greu să popularizeze semințe în România, dar invers merge mai bine pentru că e mai cald, dar și noi primim și din Franța, am primit foarte multe de la alte asociații cu care colaborăm. Ca de exemplu? Cocopel este o asociație foarte interesantă care adună de mai mult timp semințe, dar cel mai important sunt partenerii noștri din cadrul Mișcării Internaționale Țărănești, din care facem parte, Via Campesina, unde facem frecvent și așa în mod foarte organic schimb de semințe între noi și practic ne ajutăm reciproc să ne creștem, să ne diversificăm paleta. Și un lucru pe care am uitat să-l menționez, în distribuția de semințe de anul acesta avem inclusă și Republica Moldova, distribuim gratuit atât în România cât și în Republica Moldova țăranilor care au nevoie pentru grădinile proprii. Eu vreau să vă întreb dacă ați făcut un calcul cu cât ar costa mai mult să faci astfel de cultură și mă refer aici legat de prețul final. Avem o tarabă cu roșii țărănești și una cu alte roșii. Care este diferența lor de costuri al țăranului? Roșiile țărănești necesită muncă, apă, dar nu foarte multă. Noi udăm roșiile țărănești de 2 ori pe săptămână și atât. Iar roșiile hibride necesită și bani, inputuri chimice, pentru că nu am folosit niciodată chimicale, nu putem să facem o estimare financiară, însă pe lângă muncă necesită și foarte mulți bani. Din nefericire, statul român subvenționează chimicalele, dar și folosirea de semințe hibride. De exemplu, subvențiile pe suprafață sau pe diferite tipuri de culturi se dau doar dacă țăranii sau agricultorii cumpără semințe hibride. Dacă folosesc semințe tradiționale, dacă folosesc semințe țărănești, nu pot primi subvenție. Incredibil. Asta e un fapt. Legislația există de mai demult și anul acesta a început punerea ei în aplicare.
Considerăm că e foarte nedrept. Este de la nivel european, vine directiva? Da, de la nivel european. Cuvântul țăranul se regăsește în legislația. Este de la nivel european, însă există foarte multe țări din Uniunea Europeană care au derogări de față de legislația asta. România a ales să sprijine doar agricultura industrială și sprijină astfel prin subvenții, prin oferirea de subvenții, semințele hibride care trebuie cumpărate an de an, care necesită folosirea de chimicale. Care este motivația pentru care s-a dat astfel de directivă? Nu, noi considerăm că nu e nicio motivație, este absolut nedrept. Sau pretext. Semințele tradiționale sunt net superioare semințelor, sunt foarte productive. Bun. Ați bătut la ușa Ministerului Agriculturii, ați pledat cauza țăranilor, da, a semințelor tradiționale? Astăzi am primit o confirmare de la Ministerul Agriculturii. Se vor întâlni cu noi la sfârșitul lunii aprilie. Solicităm această întrevedere de multă vreme. Suntem pregătiți, vom participa împreună cu reprezentanții asociației, cu țărani. Avem foarte multe subiecte de discuție, printre care, bineînțeles, subiectul semințelor tradiționale și a dreptului țăranilor de a le folosi liber și de a le... Eu cred că chiar invers ar trebui să subvenționăm acest tip de semințe și nu cele industriale. Da. Sprijinul și atât din partea consumatorilor, dar și din partea altor țărani colegi este foarte mare și suntem foarte optimiști că vom schimba legislația și vom reuși să redăm dreptul țăranilor și tuturor oamenilor să aibă acces la aceste semințe. Să mâncăm toți produsele noastre sănătoase. Da. Și deocamdată vă invităm pe toți să intrați pe site-ul Ecoruralis, să consultați catalogul nostru de semințe și să comandați 5 plicuri de semințe pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu și vă doresc toate cele bune.